Polițiștii care au maltratat una din tinerele reținute pe 7 aprilie 2009, Oxana Radu, au fost recunoscuți de către aceasta. Ei sunt audiați în calitate de bănuiți. Procurorii spun că la 2 februarie curent au inițiat urmărirea penală pe faptul torturii săvârșită în timpul evenimentelor de după 7 aprilie 2009 de către lucrătorii izolatorului de detenție preventivă a Comisariatului General de Poliție al municipiului Chișinău. Oxana Radu a fost arestată în seara de 7 aprilie 2009 și dusă la Comisariatul de Poliție din Chișinău. După 2 zile de arest, aceasta a fost judecată de către magistratul Dorin Popovici, chiar în incinta Comisariatului de Poliție, fiind condamnată la arest administrativ. Ziarul de Gard a scris că Oxana Radu a fost ținută 40 de ore în detenție arbitrară și a fost dezbrăcată într-un spațiu public plin de polițiști. Într-un final a fost condamnată de judecătorul Dorin Popovici, chiar dacă este mama unui copil minor. La 5 martie, Consiliul Superior al Magistraturii i-a aplicat mustrare aspră magistratului Popovici pentru că a emis peste 40 de verdicte la sediul comisariatului.